Salutare, frățiori! Astăzi facem Roblox. Și nu orice Roblox, Roblox Doors. Și să vedem dacă reușim să trecem de ușa 50. Pentru că eu m-am împotmolit acolo și n-am mai reușit să trec. Spre rușinea mea. Că am auzit că foarte mulți dintre voi ați reușit să ajungeți la ușa 100, dar eu sunt noob, îmi pare rău. Și nu am reușit. Dar, cine știe, poate reușesc să ajung acest țel în viață, să ajung la ușa 100 pe Roblox Doors. Cine știe? Vom afla. Da, fraților, n-am mai făcut de mult Roblox și simțeam că e nevoie așa de un episod pentru voi. Plus, m-ați întrebat foarte mulți, m-a surprins chestia asta, am făcut live și m-ați întrebat foarte mulți care e numele meu pe Roblox și dacă o să mă mai joc. Și am zis că bă, n-am mai făcut de mult, deci ar trebui să fac un episod. Deschide ușa, te rog frumos! Așa. Începem aici. Bună ziua, am venit și eu să ajung la ușa 100. Ce faceți? Bine sănătoși? Ia dă cheia încoace. Ia dă cheia aia încoace. Așa, mai știm să deschidem ușa, nu? Mai știi, băiatul, normal că știi. Iarăși, dăm pisti sic. Sau seeker, cum îl chema. Dăm pisti H. Ăla care face pst. Dăm pisti mulți, aule, ok. Deja ușa a doua cu chei. Bun, am început în forță, pot să spun. Ia băieți, unde e cheia? Da mă, care bati la ușă? Nu știu, nu-ți deschid. Mi-a zis mami să nu deschid la oameni necunoscuți, deci nu. Nu deschid? La nimeni. Opa, hai da. Ce hotel frumos. Nu m-aș duce aici nici în purgatoriu. Nu vrea să deschid ușa, da? Ei, las că o deschidem noi cu forța. La 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 la. Și se deschide așa greu ușa, domnilor. Nu știu ce se întâmplă, dar trebuie să o iau pe aici, cumva. Interesant. Haideți ca șobolanii pe aici. Și acum să-mi sară cineva în față că încep să plâng. Așa. Haide, ușa 7. Încă 93 de uși. Și ajungem. Acolo e ușa. A, cheie. Normal că este cheie. Cum deschid acolo jos? Așa, bănuți. Eu ți-am zis să nu mai bați la ușă când nu-ți deschid a tu. Tu văd că tot încerci, a? Dăm bănuții, așa. Deschidem tot pe aici. Nimic. Bună ziua. M-am ascuns sub pat. Hai să citim o carte. Eu zic să citim Capra cu șapte iezi. Se aude ceva ciudat de după perete. Ce este aici? Este ok cumva? Să înțeleg că nu. La revedere. O? E ceva acolo? Nu. Domnilor, am pierdut o cheia. Nu știu unde e. Nu știu unde e cheia, domnilor. Vreau și eu să plec de aici, nu mai e bun. O să ajung eu la ușa 50, dar cum trec de eu la... E o întrebare foarte bună. O, ia uite, așa acolo, ceva. Am găsit cheia. Unde era ușa? Acolo e ușa. Atâta timp m-am chinuit să găsesc cheița. Și am găsit-o. Ia să vedem. Bam, 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 bam. La, la, la. Cineva o spart ușa, domnilor. Un nesimțit, ce pot să zic. Hopa. Vine cineva, ia uite cum vine și a plecat. Wow, s-a dus. S-a dus, nu a mai stat pe gânduri. Mamă, ce înfricoșător este aici. Deschide ușa. Na, 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 niciun pst, că n-aud. Niciun pst când aud. N-aud când îmi zici pst.
Am mai făcut eu o mică greșeală să-l ascult pe ăla când zice pst. Deci nu cred că vine nimeni. Ah, bun. Și acum trebuie să fac schema cu du-ti vino, du-ti vino, du-ti vino, du-ti vino, du-ti vino, du-ti vino. Oare e cineva în spatele meu? A, e în fața mea, mă scuzați. A, și acum e în spatele meu. A, și acum e în fața mea. A, și acum e în spatele meu. Mamă, da, m-am speriat puțin. O luăm pe aici. Frate, te rog eu frumos, pleacă pentru că nu vreau să stăm de vorbă. Ai înțeles? Am găsit. Deja devii enervant cu toate chestiile astea. Eu deja nu mai pot. Eu vreau să plec de aici. Dacă mai faci o singură dată. Pa. Mamă. Acum trebuie să găsim ceva să ne dăm viață, pentru că am rămas fără viață din păcate, iar acum sunt pe muchie de cuțit. Opa. Intrăm pe aici ca șobolanul. Și după aia ieșim să ne dăm viață. O, ce-am băgat în mine? Ia uite ce fug acum! Mamă! Na! Ia uite! Nio, Speedy Gonzales, tu ești? E cam întuneric, băieți, aici, nu-ți vă mint. Ați plătit curentul? Bate cineva în perete. Așa. Vini H. Sau cum îl cheamă pe ăla. Și a plecat, s-a dus. Nu a mai stat. Și am plecat și eu. Am plecat și eu că nu mai vreau să stau aici. Lai, lai, la. Lai, 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 la, lai, 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 la, lai, lai, la. Ce tablou frumos. Eu pot să-l pictez mai bine. Ce este aici? Nu mai văd nimic. Alo, fraților, vă rog frumos, dați-mi o lumânare. Unde e ușa? Acolo e ușa. E ceva pe aici? Care bați că poșos bat? Dar nu m-am rădut să fac asta. Nu am vrut, nu mai știu să vorbesc, îmi pare rău. Nu e aici, merim aici. Sigur, trebuie să găsim noi, ok, ceva. Scriem aici testamentul. Fraților, v-am iubit. Sper să mă iubiți și când o să mă prindă seeker. Gata. Am scris testamentul. La revedere. Nu-i nimic aici? Lai, lai. Nu știu să citesc un ceas, îmi pare rău. Nimic nici aici. Nici aici. Nu n-am găsit nimic. Așa. Oh, cheia. Nice. Am mai găsit o cheie. Și acum mergem să deschidem ușița. Nu deschide ușa. Ce hol urât. Mamă. Urât, urât. Iarăși mi-ai dat cu întuneric pe la ochi, că nu mai văd nimic. Na, nici... Băieți, mi-a stat inima în loc, n-o să vă mint. Psst, a zis băiatul și am murit. Deschide ușa, te rog. Unde-i că mă din maneta? Nu mai... Uite maneta. Uite maneta. Nu e aici. Unde-i maneta? Uleu. Nu! Uleu! M-am urât. Și ghiciți cine m-a omorât? M-a omorât. Psst. Atât auzi înainte să mori. Psst. Psst. Da. Joacă-te din nou. Ai supraviețuit 28 de camere, din păcate doar atât. nu mai pui, mă doare inima. Nu știu, am o plăcere așa să joc jocuri de groază, să văd cum mi-o stă inima în loc. Să vă fac plăcerea
să vedeți cum mor de mic copil, de inimioară, speriat. Nu știu dacă o exista vreun caz să mori așa de cât de tare te-ai speriat. Probabil, probabil. Dar nu vreau să fiu unul dintre ele. Chiar nu, nu-mi doresc așa ceva. Deschide ușa, te rog. Te rog frumos chiar. Așa, mulțumesc. La revedere. Lai, 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 lai. Știm deja procedura, luăm cheia și am intrat. Eu nu știu ce om nebun s-ar gândi să vină în așa hotel unde îți iei... Nu mai bate. Vreau să vorbesc, te rog. Unde îți iei singur cheia să deschizi ușile. Păi, nu-i nimeni aici? Că nu am înțeles. A? Păi eu trebuie să-mi deschid ușile, trebuie să mă duc acolo, trebuie să fac aia, trebuie să deschid manetii, să... Păi, nu se face așa. Pe lângă asta mă mai urmăresc și niște monștri. Păi în ce hotel ați văzut voi să vă urmărească monștri? A? Eu nu știu. N-am fost în așa hotel. Nici nu-mi doresc. Vă dați seama să existe un hotel și să fugi pe acolo din nebun și zici că aoleu, mă umoară monstrul! Și lumea să uite la tine și zic că bă, ăsta-i nebun. Ușa nouă. Ușa 10. Aoleu. Ia, ce spuneam? Ia, vini, spargi becurile, pleacă, la revedere. Nici nu mai rămâni. Bă, da, cu așa nerușinare, bă, să spargi toate becurile. Ai, 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 nu, te rog, nu, pst, că nu mai vreau cu pst. Nu mai place pst. Alt ok, nu mai bun, nu vreau nimeni. Aici o să găsim cheia, fiți atenți. V-am mințit? Îmi pare rău. Chiar v-am mințit? Aici găsim cheia. Nu știu să deschid. Nici aici nu e cheia. Unde e cheia? Dar chiar și pe la ultimele camere. Nu știu ce o să zic și ce o să fac. Și ce o să... Mă duc să sparg ușa cu capul. Mă duc să sparg ușa cu capul. Lai, 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 lai. Bam. Nimic, nimic. Bun. Nu mai bate. Cheiță, ești aici? Nu mai. Nici aici nu găsim cheița, deci cu siguranță aici rămânem. Mă fac comod, mă pun pe pat, mă culc. Noapte bună. Ce aici? Cheie? 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 Nu. Cum spuneam, la ultima ușă găsim cheia. Nici aici nu-i. Bun. Dacă nici aici nu găsesc, ok. Fraților, cred că erau câte două dulapuri de fiecare. Și cred că ar trebui să mă duc în fie... Hehehe, cheiță. Opa, cheița. Deschide ușa. Așa. Am găsit cheia fix în ultima cameră, cum am zis. Că așa e frumos într-un hotel, să te duci să cauți în toate camerele pentru o cheiță. Alt hol de ăsta urât, că deja știu ce mă așteaptă. Mă așteaptă un pst după colț, un seeker, un walker, un... cum s-o mai chema. Aici nu. Labirint de cărți. Ce e ăsta? Manetă. Aupa, ia uite maneta. Ia uite maneta. Na, 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 nu-mi vii tu mie cu pst. Mai vine și ăsta. Oooo, domnule. Ii, dar urât mai faci. Oooo, be careful. Așa zicea un mare profet la un moment dat. Deschide ușa. Treci pe jos. Nici nu o să mai zic nimică. Când mai aud că bate cineva. Deja s-a obișnuit. Trebuie să mă duc să mai găsesc o manetă acum. Lai, lai, lai. Manetă, ești aici? Nu ești. Ești aici? Nu ești. Dar nici aici? Aici ești. Uite maneta, bam. Și am deschis ușița. Și acum mergem afară. Măcar la ușa 50 să ajung. Să-mi fac și așa un vis. Opa, ia de-l încoace. Ăsta aici,
ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici și ăsta aici. E prea bun. E prea bun. Tam taram taram tam tam tam. Faceți tam tam, băieță? Ia să vin și eu la tam tam, că nu mai place tam tamul vostru și mi-l aduc pe a meu. Păi ce, nu mai voi cu tam tam? Iar și ăsta cu nebunia lui. Aoleu. Dar prea urât face. Prea mult țipă. Ai, 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 nu mai văd nimic, băieți. Iarăși mi-ați dat cu întuneric la ochi. Vai de capul meu, dar chiar că nu văd nimica. Da, băieți, și cum spuneam, astăzi jucăm Întuneric Simulator. Tot ce trebuie să facem e să ne uităm în jos, că alt cumva nu... Spune-mi că urmă... Na, no! Nu mai vreau, pst. Vă rog, frumos, că nu mai pot. Mă doare inima, da? Și pe mine, îți și eu copil. Opa, ce aici? Această pictură se numește Golful Piratului. Ia uzi. Oh, ia uite, ușa. No! Eu nu știu cum să scap de ăsta, că eu m-am săturat să aud pst în fața mea. În fața mea, în spatele meu, mă scuzați. Nu știu, de când nu mai pot vorbesc. În șoc. Normal că e cheia aici, dă un coace. Am luat-o prin... Aha, bun. Am luat cheia prin... dulap, direct. Eu nu mai vreau. Nu, o să mor, Ghiciți cine m-a omorât? Screech, normal. A făcut pst și m-a omorât. Dă târcoale în camere întunecate. Ia uzi, dar aia nu era întunecată, băieți. Nu știu cum să vă spun, că acolo era lumină. Ai în mână o sursă de lumină. Nu te va ataca dacă ai în mână o sursă de lumină. Deși dacă te... suspectezi că este în preajmă, caută-l și fixează-ți privirea către el. Am înțeles. Deci așa trebuie să fac. Să mă întorc la el, nu să fug de el. Am înțeles. Da, fraților. Și cam atâta cu Doors. Nu m-am îmbunătățit deloc. Aparent sunt mai rău. V-ați zic cum jucam înainte. Deci, da. Sunt un mutant trist azi, fraților. Ia uite cine sare acolo. OP iubitu 03. Și aici este Alex Barajos Iulian 15. Mamă, ce faceți, băieți? Ați venit și voi să jucați? Uite, ăsta e numele meu pe Roblox, CC01. Am greșit eu când am zis CC02. Mă gândeam la celălalt cont. Da, cam atâta cu Doors, aparent, din păcate. Fraților, dacă ați rămas până aici, nu uitați să apăsați pe butonul de like, dați un subscribe și să lăsați cât mai multe comentarii, că eu nu mai pot. Nu știu dacă o să mai fac de acum Doors, pentru că văd că a devenit lumea cam dezinteresată de acest joc. Și eu nu mai pot să trec de ușa 20, nici măcar de ușa 20, că aparent sunt prea multe chestii pe care trebuie să le știi aici, dar aia este viața, ce este aici? Mamă, ce frumos ești, de ce te uiți așa urât la mine, frate? În fine, dacă ați rămas până aici, nu uitați să dați un subscribe, like, comentariu și ne revedem data viitoare. Pupați-l și pe Alex Iulian 15.